Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de-a 39-a ediție a Analizelor Economice, un proiect comun IDIS Viitorul, privesc eu și pagina mea personală, ioniță.md.ni, puteți urmări celelalte ediții pe una din aceste trei surse, unde noi discutăm cele mai importante aspecte ale economiei naționale. Astăzi aș vrea să vorbesc despre ce s-a întâmplat în sistemul nostru bancar în 2020, nu atât sistemul bancar, cât volumul de credite oferit în 2021, din simplu motiv că noi am avut un an unde au fost bătute mai multe recorduri, mai bune, mai puțin bune, și unul din recordurile care este Banca Națională, pentru a tempera puțin această creștere fără precedent a creditării în 2021, a ridicat de 5 ori rata de bază. Ce drept ce trebuie să spunem că în anul 2020, la sfârșitul anului, Moldova a ajuns cel mai jos nivel la rate de bază, de 2,65%. Însă, în acest an, Banca Națională a fost nevoită, pentru a preîntâmpina creșterea prețurilor, a fost nevoită să intervină de 5 ori, iar ultima intervenție a fost pe data 13 ianuarie și am ajuns la 8,5%. Trebuie să spun că, într-adevăr, în anul 2021, noi am avut o creștere fără precedent a consumului, care a generat și el, a influențat cel negativ rata inflației, care la noi a fost una de cea mai mare din ultimii 15 ani. Nu este inflația subiectul nostru de discuție, dar totuși trebuie să spunem că sistemul bancar și-a dus și el contribuția la creșterea ratei inflației prin creditarea fără precedent a populației, și anume a creditelor de consum. Ca să vorbim despre de ce inflația are mai multe factori la bază, dar unul din ele este creșterea consumului fără precedent a populației. Deci noi am avut o creștere de consum care ultima dată am avut ceva similar doar în 2005. Și această creștere de consum a fost determinată de mai mulți factori. Unu este restabilirea consumului din 2020, doi este consumul amânat din 2020 care s-a întâmplat în 2021, economiile populației din 2020 când au avut cheltuieli, cum ar fi turismul, n-au plecat pe scotare, au strâns bani și în 2021 au băgat în cheltuieli, și o altă latură de consum, oamenii s-au creditat fără precedent și tot au băgat bani în consum. Toți acești bani care au intrat pe piața de consum, evident, a creat și o presiune inflaționistă, lucru pentru care Banca Națională a început să ducă, să zicem, să contracareze acest fenomen, ridicând rata de bază de 5 ori. Iar înainte de a trece la sistemul bancar, eu vreau să fac o privire generală, în general, cum stăm la capitolul creditare. Aici vreau să reamintesc că Republica Moldova sau cetățenii Republicii Moldova au acces la două surse de credite. Una este creditele bancare și doi sunt creditele de la companiile nebancare, care le putem împărți convențional în trei grupe. Avem companii de leasing, avem companii de microfinanțare și avem asociațiile de economii și împrumuturi, care de regulă activează în sate micuți, ele sunt asociații, sunt micuți, dar ele și ele oferă mai mult de 1 miliard de lei. Deci volumul total de credite pe care le are contractat în prezent populația și agenții economici din Republica Moldova, dacă ne uităm în primul grafic, se ridică la 69,2 miliarde de lei. Cifrele sunt estimative din simplu motiv că datele pe sistemul bancar noi le avem, iar pe sistemul nebancar, Biroul Național de Statistică la companiile de leasing și Comisia Națională a Piețelor Financiare, tot la companii de leasing, microfinanțare și Asociația de Economie și Împrumuturi, de regulă dau datele cu o mică întârziere. Cred că în viitorul apropiat vom avea datele, dar cât de cât noi putem spune că în anul 2021 volumul total de credit contractate de la bănci a fost de 56,4 miliarde de lei, asta este suma fixă deja care oficial avem la Banca Națională, iar de la companiile de companiile bancar, noi estimăm că volumul total de credit a ajuns la 12,8 miliarde de lei. Respectiv, portofoliul de credit în 2021 a crescut fără precedent în Republica Moldova cu aproape 13 miliarde de lei, dintre care 10,7 miliarde de lei a crescut portofoliul de credite bancare și 2,2 miliarde de lei creditele nebancare. Aici vreau să spun un element important. Companiile de bancare, despre care vom mai vorbi, cred că într-o ediție de mai târziu, după o cedare în 2021, de fapt criza din 2020 a lovit mai tare în companiile bancare unde volumul de credit a rămas neschimbat, iar tot ce s-a întâmplat creșterea a fost doar din contul băncilor, în 2021 ele și-au revenit și au înregistrat cea mai mare creștere a portofoliului de credite, bănuiesc inclusiv din cauza că au devenit cu o dobândă mai atractivă. Dacă ne uităm la creșterea lunară a gradului de împovărare cetățenilor și agenților economici din Republica Moldova, avem o creștere de
aproape 1,1 miliarde de lei. Deci în fiecare lună cetățenii noștri cu agenți economici se îndătorau cu plus 1,1 miliarde de lei. Cel mai mult, evident, aproape 900 de milioane de lei în fiecare lună crește gradul de îndătorare de la bănci și cu 180 de milioane crește de la companiile nebancare. Această creștere a poverii datoriilor este cea mai mare din istoria noastră. Este dublu față de anii precedenți, unde tot am înregistrat un record. Deci am avut ceva similar în 2013, dar incomparabil cu anul 2021. Deci în anul 2021 pur și simplu a avut o explozie a creditelor. Din acest motiv am considerat important să discutăm la acest aspect astăzi. Și cel mai important este că pe lângă bănci care au oferit credite fără precedent în anul 2021 și companiile nebancare și-au majorat portofoliul de credite fără precedent. De fapt, este o luptă acerbă de sistemul bancar și nebancar în tot ce înseamnă creditarea, în primul rând, a populației, vom vedea ceva mai târziu, și în al doilea rând, a agenților economici. Cu toate acestea, că avem o creștere fără precedent a volumului de credit, chiar dacă am ajuns la 69 de miliarde de lei, mult peste nivelul maxim atins în 2014. În 2014 am avut 51,6 miliarde de lei. Apoi criza ne-a dus în jos. Acum am ajuns la 69 de miliarde de lei. Totuși vă dați seama că nu poți compara anul 2021 valoarea leului produs intern brut cu anul 2014. Din acest motiv avem un alt indicator care se numește volumul de credite oferite economiei naționale raportat la produs intern brut. Recordul am obținut în 2014, atunci când volumul de credite era aproape 39%. Vorbim de 39% credite bancare și credite nebancare. Acum, chiar dacă suntem la 69 de miliarde de lei, totuși comparativ cu produsul intern brut, suntem doar 29%. Ce înseamnă lucrul acesta? Este mult sau puțin. De regulă, economiei ca Republica Moldova ar fi bine ca gradul de creditare să fie la în jur de 60%. Noi suntem cam de două ori mai puțin decât ceea ce am avea nevoie. Iar nivelul din anul 2014, deci noi vom reuși să recuperăm prăbușirea după jaful bancar cel mai probabil numai de vreme decât peste 5 ani de zile. Altfel spus, jaful bancar din 2014 a dus la o prăbușire a tot ce înseamnă creditarea economiei naționale și ne va lua încă cel puțin 5 ani de zile pentru ca să ajungem la nivelul de la 2014. Deci asta a fost o trecere generală în revistă, unde am vorbit de sistemul bancar și sistemul nebancar, iar acum să trecem la bănci și să vedem ce s-a întâmplat în anul 2021 cu sistemul bancar, de unde au crescut volume de credite, din ce cauză Banca Națională a fost necesar să intervine și dacă această intervenție este cea mai bună sau Banca Națională trebuie să elaboreze niște instrumente cu mult mai finuță ca să poată ținti exact măsurile care vrea să le facă ea. Dacă nu uităm atent, deci volumul de credite bancare a ajuns la 56,4 miliarde lei, ce vorbim doar de creditele bancare, cu o creștere de 10,7 miliarde lei. Vă uitați foarte atent în grafic, am dat cifrele de 97, dacă va fi necesar poți să mergem și ceva mai departe, niciodată n-am avut așa o creștere de mare. Deci este o creștere fără precedent din istoria Moldovei. Un factor semnal pozitiv, cu toate că nu este prea pozitiv, dumneavoastră știți foarte bine, la noi avem un surplus de lichidități în sistemul nostru bancar. Ce înseamnă lucrul acesta? Volumul de depozite colectate de bănci este cu mult mai mare decât volumul de credite oferite de către bănci. Respectiv, avem sume, anul trecut am avut un record, 34 de miliarde de lei, bani pe care nu sunt utili economiei naționale, este ca un balast pe sistemul nostru bancar și Banca Națională se nevoie să facă este să sustragă acești bani, deoarece îi stau ca o piatră de gât pe sistemul nostru bancar. Până în anul 2012, în principiu, la noi volumul de credit era mai mult sau mai puțin egal cu volumul de depozite. După aceasta, la noi, volumul de depozite creșteau constant. Anul acesta, apropo, am bătut un record, am ajuns volumul total de depozite în sistemul nostru bancar, a ajuns la 90 de miliarde de lei, o creștere puternică de peste 10 miliarde de lei comparativ cu anul trecut. Însă, volumul de credite a crescut mai... este primul an, ce am vrut să spun, deci primul an când volumul de credite a crescut mai mult decât volumul de depozite. Și respectiv, surplusul sau
surplusul de lichiditate din sistemul bancar, foarte puțin, aproape neobservat, dar s-a redus. Deci este primul an după o creștere continuă. Dacă ne uităm din 2013, după 8 ani de zile de creștere continuă a surplusului de lichidități în sistemul bancar, care este o durere de cap atât pentru bănci cât și pentru Banca Națională, în 2021 avem primul licărire că sistemul nostru bancar s-a învățat să creditez înapoi economia și am redus foarte puțin, nesemnificativ, dar avem după 8 ani de zile prima reducere a surplusului de lichidități în sistemul nostru bancar. Cui, cine a luat credite? Cui s-au dat aceste credite? Aici e partea proastă. Din păcate, la noi creditele merg la consum și nu merg la dezvoltare. Din păcate, dacă vă uitați atent, topul portofoliului de creștere de credite, aceste 10,7 miliarde de lei care au crescut creditele, aproape toate în exclusivitate țin de consum. Haideți să luăm la rând. Procurarea și construcția de imobil ne-a dus 3,6 miliarde de lei. Este topul creșterii. Deci, cel mai multe credite și este un record fără precedent s-au dat pentru procurarea de imobil. Cred că în viitor apropiat vom face o ediție specială legată de ce se întâmplă în piața imobiliară, care sunt prețurile, foarte multă lume acum vrea ști ce va fi în 2022. Cred că într-un viitor apropiat vom vorbi despre dinamica prețurilor în 2021 și ce ne așteaptă din 2022. După mine ne așteaptă o stopare a creșterilor prețurilor, dar voi vorbi ceva mai departe. Oricum, piața aceasta a fost foarte puternic mișcată de către creditele bancare. Pe locul 2, creditele de consum, 3 miliarde de lei. Pe locul 3, comerțul, care iarăși merge pentru consum, 1,4 miliarde de lei. După aceasta, mediul nebancar, 0,5 miliarde de lei. Ăștia sunt, de fapt, companiile de creditare nebancare care iau credite la bănci ca să dăie tot populația și tot pentru consum. Dacă vă uitați atent, primul, a doilea, a treilea și a patrulea din topul nostru sunt creditele luate pentru consum sau pentru deservirea consumului. Și în sfârșit, ramura construcțiilor, că la noi în construcții banii vin pe două domenii, pe două direcții. Pe de o parte se creditează populația pentru a cumpăra imobil, pe de altă parte se creditează companiile de construcție pentru a lua credit, pentru a construi imobile. Și a cincilea ramură este tot în domeniul consumului, deoarece sunt companiile de construcție care cel mai mult activează tot în construcțiile apartamente. Dacă ne uităm atent, 80% din toate creditele care au fost date de creșterea portofoliului de credite în 2021 sunt legate fie direct de consum, fie de finanțarea a ramurilor economiei care creează tot consumul populației. Practic, credite pentru dezvoltare de afaceri, create de companii, nu avem. Și aici este primul lucru care vreau să-l spun. La noi a crescut puternic volumul creditare în 2021, dar a crescut din contul creditării populației. Iar acum Banca Națională, majorând rata de bază, de fapt ea împușcă sau lovește atât în creditarea populației, care trebuie cumva temperată, că crește prea rapid, dar și în creditarea mediului de business, care la noi, din păcate, este unul foarte prost. Tot ce trebuie să facă Banca Națională în viitor, evident că e ușor de povestit, e greu de făcut, tot ce trebuie să facă Banca Națională, să aibă o abordare diferențiată atunci când vorbim de rata de bază. Deoarece noi trebuie să temperăm creditarea populații, însă trebuie să încurajăm creditarea mediului de business. Iar ridicarea ratei de bază lovește și în mediul de business, care, după câte vedeți, el a cam fost ocolit de sistemul nostru bancar legat de creditare, despre care vom vorbi ceva mai departe. Un element important, totuși, care se mai întâmplă și vreau să-l nuanțez asta, este tipul de credit în dependență de valuta în care se credite. Dacă vă uitați foarte atent pe graficul care îl vedeți în spatele dumneavoastră, în anul 2011 și 2012, la noi dominau creditele în valută străină. Deci 40% din credite erau în lei, restul era în valută străină. După 2017, atunci când volumul de credite în valută străină a ajuns la nivelul de jos, 13,9 miliarde de lei, toată creșterea 2018 și 2019 până în 2020 a fost determinată de creșterea volumului de credite în lei moldovenești. De fapt, datorită ratei de bază scăzute, datorită dobânzilor scăzute, datorită atractivității creditelor
în valută națională, plus datorită faptului că cel mai mult a crescut creditarea populației care se creditează doar în valută națională, noi am avut o majorare a portofoliului de credite din contul creditelor în lei moldovenești, iar creditele în valută au rămas constant timp de 4 ani de zile. În 2021 avem primul semnal că a crescut puțin cu 1 miliard de lei volumul de credite în valută. Despre acest lucru trebuie, cred că, discutat separat, însă oricum creditele lei în prezent domină 75% sau 3 din 4 lei care sunt oferite în sistemul nostru bancar este oferit în valuta națională, aproape dublu decât era acum 10 ani în urmă. Aici, dacă ne uităm pe tipul de creditor, cine este populația, evident, agenții economici, până ce domină, volumul de credite avem între 33,5 miliarde lei, o creștere cu 4 miliarde lei comparativ cu anul precedent, și populația 23 de miliarde lei, o creștere de 6,6 miliarde lei comparativ cu anul precedent. De fapt, sistemul nostru bancar după 2014 a crescut, nu exclusiv, dar în cea mai mare parte datorită creșterii creditelor oferite pentru populație. Deci dacă observați aici, agenții economici mai iau mult la noi în prezent, sistemul bancar a depășit cu mult nivelul anului 2014 și atunci am avut, reamintesc, 48 de miliarde lei volumul total de credite. Acum suma a crescut semnificativ, 59 de miliarde lei, dar aici vreau să spun un lucru. Din păcate a crescut din contra, nu că din păcate, este bine că a crescut din partea persoanelor fizice, nici la persoane juridice, dacă ne uităm atent, în 2014 am avut 42 de miliarde lei, în prezent avem doar 33,5 miliarde lei, deci noi n-am reușit după 7 ani de zile să recuperăm și să ajungem la creditarea persoanelor juridice la nivelul anului 2014. Și încă un lucru care, ca să accentuez cât de precară situația în domeniul persoanelor juridice, anul acesta, pentru prima dată în istoria noastră, avem creditarea netă a persoanelor juridice negative. Dacă vă uitați în grafic, volumul net de credite oferit persoanelor juridice este de minus 700 de milioane de lei. Ce înseamnă lucrul acesta? Foarte multă lume poate să întrebe, domnule, ce această creditare netă? Povestea este că agenții economici, pe de o parte, iau credite de la bănci, pe de altă parte, țin depozite în bănci. Păi anul acesta, pentru prima dată în istoria noastră, volumul de depozite în bănci este mai mare decât volumul de credite luate. Deci bănci, agenții economici în prezent țin în bănci 34,2 miliarde de lei, bani pe care ei nu îi utilizează, nu îi investesc, nu dezvoltă afaceri, dar țin morți pe conturile bancare, iar volumul de credite a fost de 33,5 miliarde lei. Deci bănci, agenții economici au mai puține credite, au luat mai puține credite decât bani pe care țin ei în bănci. Atunci când cineva spune că la bănci au niște condiții foarte dure, este foarte greu să iei credite, eu răspunsul meu este simplu. Agenții economici nu că nu iau credite pentru dezvoltarea afacerilor. Ei banilor proprii nu investesc, dar preferă să-i țină în bănci. Și aici nu ține de rata dobânzii și de flexibilitatea sectorului bancar, toate, și aici avem probleme, dar cel mai tare ține de incertitudinile economiei noastre, incertitudinea agenților economici ce va fi în viitorul apropiat și nedorința lor de a investi în dezvoltarea afacerilor. Deci noi avem o situație fără precedent. Deci în toată istoria Moldovei, niciodată de fapt, de totdeauna situația era foarte simplă. Populația aducea bani în bănci, iar băncii luau acești bani de la populație și creditau agenții economici. În 2021 avem situația fără precedent în istoria noastră. Agenții economici au adus bani în bănci în loc să investească și banii aceștia au fost dat populație pentru consum. Deci noi, în loc să facem economii și să dezvoltăm afacerea, noi banii pentru dezvoltarea afacerii îi dăm în consum. Deci asta este un lucru neplăcut, lucru care trebuie să țină cont și inclusiv și Banca Națională, și atunci când elaborează politicile sale monetare, inclusiv și ridicarea ratei de bază, ea trebuie să fie țintită pe anumite segmente, iar acum ea lovește în toate segmentele. Și populația care trebuie temperată, dar și agenții economici care din contră noi trebuie să încurajăm creditarea. Uitați-vă la construcția și imobile. Este ramura care a înregistrat cea mai mare creștere. Dacă în 2017 volumul total de credite în acest domeniu era 2,6 miliarde lei, astăzi am ajuns la 11,4 miliarde lei, 3,5 miliarde de lei, creșterea doar într-un singur an. Mai adăugați aici 400 de milioane de lei, care sunt bani oferit companiilor de construcție, și atunci avem 4 miliarde de lei oferit ramurii construcției într-un singur an. Expunerea băncilor
la creditele la sectorul de construcție a ajuns la 22,2%. Este un volum fără precedent. Dacă vă uitați, anul trecut a fost 19%, acum e 22%. Practic, fiecare a patrulea leu oferit de către bănci cu economie națională este dată în domeniul construcțiilor. Eu cred că domeniul construcțiilor s-a înfierbântat destul de tare în Moldova, de aceea, în opinia mea, băncile acum trebuie să fie cu mult mai prudente, deoarece anul 2021, cel mai probabil la jumătatea anului, vom avea așa o stagnare a creșterii prețurilor în domeniul construcției, dar despre aceasta vă vorbi altă dată. La populație. Deci, după cum știm, populația anul acesta a bătut câteva recorduri. Deci, în primul rând, volumul total de credite contactate de către populația Republicii Moldova, după estimările noastre, de ce spun estimările noastre, avem datele pe bănci, dar nu avem pe sectorul nebancar, s-a ridicat la 33 de miliarde lei, o creștere cu 8 miliarde de lei comparativ cu anul trecut. Deci într-un singur an, populația Republicii Moldova și-a majorat îndatorarea sa față de sistemul financiar cu 8 miliarde de lei. La bănci, volumul de credite contractat este aproape 23 de miliarde lei și la sectorul nebancar este aproximativ 10 miliarde lei. Deci, în total, gradul de creditare a populației s-a ridicat la 33 de miliarde lei. E mult sau e puțin? Totuși compară raportat la produsul intern brut. Deci, gradul de îndatorare a populației noastre la produsul intern brut a crescut semnificativ, dacă uitați-vă, în 2014, 2015, 2016, populația noastră avea o datorie raportată la produsul intern de 6,5%, anul trecut era 12%, anul acesta ne ridicăm deja aproape 15%. Cât e aceasta? În economiile regionale, datoria populației la produs intern brut este undeva la nivel de 16-20%. Media europeană este de 5-6%. Dacă la alte capitole noi rămânem foarte tare în urmă de media europeană, atunci la gradul de îndătorare noi creștem destul de rapid. Ci de față de media europeană noi până ce avem un grad de îndătorare de 4 ori mai mic, însă dacă un an, doi în urmă noi eram aproape de 2 ori mai puțin decât media regională, anul viitor sau peste un an de zile noi vom ajunge deja la media regională, altfel spus, noi gradul nostru de îndătorare crește cu mult mai rapid decât în altă parte. Economiile nete ale populației. Deci este din toată istoria Moldovei, noi avem doar 5 ani de zile când economiile nete au fost negative, iar în acest an a fost cel mai mare scăderi de economie. Ce înseamnă economiile nete sau înclinați spre economia populației? Populația ca și agenții economici au două activități diametral opuse. Pe de o parte, populația vine și face depozite în bănci, pe de altă parte vine și ia credite. Ani de zile, sau mai bine zis, practic, până în anul 2017, populația făcea depozite în bănci cu mult mai mari decât credite lua. Și astfel, economiile nete sau înclinații spre economia populației era pozitivă. Deci oamenii strângeau mai mult decât cheltuiau. Deci acești bani care populația aducea în bănci, iar creditele erau cu mult mai mici, am ajuns la o economie liniete, 27 de miliarde lei record în 2016, deci populația avea cu 27 de miliarde de lei în bănci mai mult decât credite luate, acești bani, acest surplus de bani mergeau pentru creditarea agenților economici. În 2021 noi avem o creditare netă a populației de minus 2,38 miliarde de lei. Ce înseamnă lucrul acesta? Depozitele populației au crescut cu 5 miliarde de lei. Au crescut de la 50,8 la 59,9 sau aproape 60 de miliarde de lei. Însă, creditele populației au crescut cu 7,39 miliarde de lei. Adică oamenii s-au băgat în cheltuieli cu mult mai mult decât în economie. Și după cum v-am spus, am avut un paradox. Dacă într-o economie obișnuită, să nu spun normală, că atunci ar părea că la noi economia nu e normală, dar într-o economie normală, pe la urmă, de regulă, populația face economii, iar economiile populației merg la finanțarea business-ului. La noi în Moldova avem o situație de neutral opus. Agenții economici nu fac investiții, că asta e corect spus. Creditarea netă la dânșii este negativă, ei mai mulți în bani în bănci decât au credite, iar banii pe care agenții economici nu investesc au mers la consumul populației. Asta am vrut să vă spun astăzi pe scurt, deci avem o situație destul de complicată. Pe de o parte ar părea pozitiv, uitați-vă cât de masiv ne-am creditat în 2021 și această creștere masivă a creditării din păcate, nu din fericire, din păcate, este direcționată spre consum, a generat inflație,
a creat dureri de cap și în loc banii de la consum să meargă la investiții, la noi banii din investiții, mă rog, consum. Asta este partea proastă, aceasta este provocare pentru anul 2022 și toate instrumentele care trebuie să le utilizeze Banca Națională este să echilibreze acest dezechilibru ca noi în sfârșit să mergem cu picioarele pe pământ și nu cu picioarele pe pod, să nu mergem invers, într-o așa o manieră încât economia noastră să devină funcțională, banca să-și îndeplinească funcția sa de colectarea banilor de la populație și de investirea lor în economie, iar încă o dată vreau să repet, după prăbușirea din 2014, noi ne va lua încă cel puțin 5 ani de zile ca să restabilim creditarea, însă de păcate această restabilire are loc nu din contul investițiilor, dar are loc din contul creditelor de consum și expunerea băncilor la creditele de consum, la creditele oferite populației și la ramura construcțiilor, care, mă rog, este una foarte bună, este un motor al dezvoltării în ultimii ani de zile, însă mi-aș dori construcții de spații și industriale, de infrastructură, dar la noi, din păcate, avem doar construcții de spații locative, care este bune, însă aș vrea pe lângă spații locative să avem construcții și în alte domenii. Despre alte aspecte, inclusiv prețul la imobile, inflație, ce se va întâmpla cu sectorul nebancar, cum el își revine, dobânzele care sunt în prezent operate, vom vorbi la alte ediții, iar astăzi vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de noi și încă o dată vă reamintesc că acesta este un proiect comun împreună cu Privesc, eu, Idis Viitorul și pagina mea ioniță.md. Vă recomand să urmăriți celelalte ediții pe una din aceste pagini unde vă informați despre tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Vă mulțumesc și pe data viitoare!